Anul trecut, România experimenta pentru prima dată în istoria sa, deși a trecut chiar și prin două războaie mondiale și era comunismului ateu, închiderea bisericilor, indiferent de confesiune. Deși multă lume a acuzat că decizia a fost luată de specialiști în medicină și de guvernul de la acea vreme, adevărul a ieșit la iveală abia acum. Închiderea bisericilor din martie 2020 a fost decisă de președintele Klaus Iohannis. El a fost cel care a propus, cu de la sine putere, fără nicio consultare prealabilă cu guvernul, ca niciun credincios să nu mai treacă pragul lăcașului de cult, care deveniseră în opinia președintelui focare de SARS-CoV-2. Ludovic Orban, premierul de atunci, a recunoscut la Realitatea Plus că nu a avut ce face decât să pună în executare ordinul dat de Iohannis. Dacă își vine președintele României în ședința de guvern și îți anunță niște măsuri, e complicat. Tu ca guvern, cu atât mai mult cu cât guvernul era într-o relație de parteneriat, să refuzi, a punctat Iohannis. Până la urmă, guvernul a luat decizia, dar gândiți-vă în ce context. A văzut toată țara când a venit președintele în ședința de guvern și a anunțat măsurile restrictive. Nu le-a cerut președintele Iohannis, el le-a anunțat în ședința de guvern. Măsurile au generat absența de la vot a foarte mulți simpatizanți PNL. Oamenii au fost șocați și de interzicerea pelerinajelor. Au fost luate în contextul parteneriatului. Ele au influențat în mod negativ scorul PNL, relatează ortodoxinfo.ro.